Sfârșitul secolului al XIX-lea, Basarabia, periferie a Imperiului Rus, una dintre cele mai sărace regiuni ale Rusiei țariste. Reforma agrară nu a asigurat împroprietarea reală a țăranilor, iar marea boierime reușise să se regrupeze și să-și impună dominația pe piața funiciară, formând clasa sa dominantă a deținătorilor de mari terenuri de pământ. Moșierii devin mari latifundiari, iar țăranii rămân cu problemele seculare, sărăcie, analfabetism și lipsa de perspectivă. Situația creată în toate satele Basarabiei silește țăranul să caute noi căi de existență. Așa se întâmplă și cu Gheorghe Crăciun, din satul Leușeni, județul Orhei. Leușenii, sat din inima Codrilor, Orheiului, înconjurat de păduri seculare, care conferă un farmec ca parte acestor locuri, fiind una dintre multele așezări codrene, marcate de luptele glorioase ale domnitorului Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt. Anume în Codrii Orheiului, în preajma satelor Bravicea, Bahmut, așezate pe Valea Culei, Ștefan cel Mare a adus cele mai crâncene lupte cu șleachta poloneză, cu turcii, cu tătarii. Locurile acestea sunt dominante de act, însă fenomenul uitării a șters valoroasele urme de altădată, încât astăzi puțini localnici din părțile Orheiului mai pot depăna legendele glorioase ale bravilor înaintași, adevărații stăpâni a acestor meleaguri. Ocupația țaristă plasează aceste localități în spațiul uitării sociale. Din punctul de vedere al așezării geografice, satul Leușeni din componența Plasei Telenești, județul Orhei, se regăsește în interiorul podcoavii naturale formate de dealurile împădurite ale codrilor seculare. Stejarul, teiul și fagul creau fondul ecologic și nuanța catifelată a acestei localități. Intrarea în sat, despre creasta dealului Crucii, impresionează prin pitorescul așezării încă fără să vrei te faci părtaș la opinia mai multor localnici că zona Codrilor este raiul pe pământ al ținutului basarabean. Drumul șerpuiește prin albie formată de-a lungul secolilor și își croiește cale între două maluri surpate din enigmaticul deal al Crucii. De o parte și de alta ale drumului, malurile abrupte erau stăpânite de desișul secular al păducelului, ale cărui fructe asigurau hrană păsărilor, dar și prepararea remediilor naturiste pentru diverse boli, îndeosebit cele de inimă. Splendoarea crângului de păducel este în afara anotimpului. Primăvara, totul în jur este îmbrăcat în albă florilor, cu arome îmbătătoare care se răspândesc până cât departe, însoțite de un splendid trip de păsărele. Vara, desișul crângului ajunge a fi casa naturală a păsărilor și animalelor, completând uimitor tabloul magnific al acestui picior de clai. Toamna, rămâi vrăjit de ciorchinii doldură de fructe coapte, de culoare roșie aprinsă, fiecare fruct fiind încoronat în centru de o rozetă cafenie, mai amintește floare de primăvară. Iarna, totul în jur este scufundat în albul imaculat al zăpezii cernute cu grijă peste trupul crângului, parcă adormit cu explozii de roșu al ciorchinilor de fructe, încă necugelite de sticleți și vrăbiuțe. Drumul Crucii, botezat astfel de oamenii locului, coboară falnic către sat, amintind la fiecare pas de urmele lăsate de trăsurile cu cai, carele cu boi, dar și de urmele trudite ale țăranilor locului. Gheorghe Crăciun, tânăr român din Leușeni, ajuns la vârsta când urma să-și croiască viitorul, se trezește în căutarea ursitei.
Deși satul era plin de fete harnice și frumoase, nicicum din ele nu îi făceau să, ca atunci când o vede, să-i treacă fiori din crește până în tălpi. Să-i se taie respirația. Educat în bunele tradiții ortodoxe, ascultând poveștile părinților săi, își alege consoarta din Verejeni. Verejeni, un sat așezat la poale de Codru, la sfârșitul secolului XIX, nu se desăbea de alte localități codrene. Aleasa sufletului deveni Ileana, fata lui Vasile și a Mariei Apriutesei, bun gospodar din partea locului. Logodna a făcut-o chiar în prima duminică a lunii lui Cuptor, iar nunta a fost fixată pentru ultima duminică a lunii septembrie. Vornicei călări pe cai zvelți, cu coama cesălată, cu grijă de stăpâni, împodobiți cu prosoape și buchete de flori, invitau gospodarii satului, ospătându-i cu vinul cel mai bun al casei, cu mirele și un colț din colacul copt de soacra cea mare. Nașii, stând în fața altarului, au fost martori la crearea unei noi familii. În prima dimineață, de după nuntă, tinerii s-au trezit că, fiind soț și soție, membrii ai unei constituitei familii, cu o sumedenie de necunoscute în față și doar cu o brumă de avere pentru viață, o desetină de pământ, zestre dată de părinții lui Gheorghe și a Ilenii, cu o pereche de boi, 5 oi, o scroafă cu purcei, 2 lăicere, un iorgan, 2 perni și ceva străchin și oale de lut, cuțite și linguri, tacâmuri caracteristice familiilor de țărani din acele timpuri. Astfel, stăpânind această avere, Gheorghe Crăciun își începe viața familiară în satul de Baștină, alături de aleasa sufletului său.